Dar ce bun să mai povestești povești dacă fiecare cuvânt este o poveste. Dacă fiecare cuvânt este o poveste și fiecare întâlnire între două cuvinte este o poveste nouă, înseamnă că atunci când se întâlnesc două cuvinte, se întâlnesc trei povești. Da, trei povești se întâlnesc, mă de tot se întâlnesc două cuvinte. Trei povești frumoase. Thank you.
Imaginați-vă timp de o secundă că nu aș exista avea care mai
Fără mine, limbajul nu ar fi decât un tămbă rău și un bătăl rău. Un tămbă rău și un bătăl rău. Tu chiar nu mă vezi? Eu stau printre degete? Ăsta e destinul meu. De fapt, pe nimeni nu mă vede realitatea. Eu reflect pe toată lumea. Dar pentru voi rămân invizibilă. De fapt, asta ar fi definiția generozității prin excelență, nu? Răspund, reacționez, reconfortez, captez, găsuiesc, sunt mereu la dispoziția voastră. Mereu sinceră, mereu fiabilă. Dar nu și generozitatea. Privirile voastre mă ucid. Poate că voi nu vă dați seama, dar eu plătesc cum, cu propria mea persoană, fiecare regret pe care îl primiți. Mă uzesc lent, da, dar eu tot fel de uzură, pentru că voi priviți-vă în mine. Mă uitați de mine, mă spulgeți ușor acelor profuzii care mă țin legate de suflet. La lumea cu care voi vă căutați imaginea mine, mă devor. Exhibându-mă mie, mă umple de nervozitate ce de fete voastre. Eu sunt cuvântul care primește cele mai multe lovituri. Nu vreau să inventariez numărul de lovituri pe care le-am primit de la voi, dar vreau să vă întreb atât. De ce? De ce sunteți atât de sălbatici? De la o vreme am început să tremur pentru că vă răpustiți asupra mea ca un stol de ochi. Pentru că trebuie să nu așa fără limite, dar nu. Sunt o lacrimă. Poate că eram un ocean pe vreme. M-ați vorbit de tot ce vreți la mine. Nu mai am nici pești, nu mai am nici scoici, nici alte, nici pele, nici măcar un sigur mai am. Ați luat spuma de pe fac și m-ați poluat cu nervozitățile voastre. Nu mai zic decât o suprafață netedă, fără conținut, fără profunzime. Și deci fără viață. Cum vreți să mă mai oprindeți dacă abia mai respir? Dacă mă mortific. Da. Simți? Nu simți. Ai putea să simți cât de slab e pulsul. Dar dacă eu mor, voi va trebui să căutați în voi înșivă adevărată această imagine. Știm cu toții că de frică vă de asta. Și eu? Cine? Unde m-am văzut? De ce? Ce? Și care sunt rădăcinile mele? Vreau să-mi văd rădăcinile. Acum, pe loc. Mamă? Tată? Tată! Să-mi dați rădăcinile și vreau să-mi văd. Vreau să-mi văd. Să-i dăm de la
dacă ești actor. Hai, ok. Hai, fă un pas în față și spune o poezie. Zi, ce doriți să fie cu ce omenie? Ieresc, au zis de Ieresc, mai vedem și oameni? Da, hai, zi. Ce doriți să fie cu ce omenie? Hai. Ce doriți să fie cu ce omenie? O scârbim așa, zi și cu ca lumea, da? Zic și doriți să amut în față. Zic și ca lumea, zic. Lasă, nu te uita, nu jos, în sus. Nu joacă pe oameni, hai, sus, zic. Ce doriți? Foarte bună idee. Asta cu plusul sigur.
Deci de unde vine cuvântul când vorbești despre țară, băi, nene, zi? Din inimă! Da, uite, mai am cu inima! Nu, nu vine din inimă! Vine din stomacul tău, nene, vine din mațele tale, din organele tale genitale, vine de jos, de tot răunul, din coașele tale de acolo, din genunchi. Din genunchi, da, din genunchi, cu tău mira! Da? Hai, din genunchi, hai, mire-te, râzi, râzi, vomită, hai, te țin, din genunchi vine și te dărcâie, da? De jos, de tot, de răuncul, dacă vrei. Dacă vrei să ajungi inima spectatorului, da? Hai, zic ce vrea să rămâia. Hai, hai! De jos, de tot, hai! Trăiască România! N-am auzit nimic, fă copii, pentru că voi n-aveți gândurile, n-aveți organele de vorbi, înțelegeți? N-aveți spatele de vorbi. N-aveți spatele de vorbi. Deci n-aveți organele de vorbi, mărere, da? Trebuie să vină dacă vrei să ajungi în inima spectatorului, da? Da? Nu te față de care, îți dau voce, da? Dar vrei să ajungi în inima spectatorului. Trebuie tu să ții inima, să o pui în palmă, înțelegi? Da? Hai să vă pui inima în pumn. Executarea. Vreau să vă pui inima în pumn. Executarea. No, no.
niciodată.
Bună ziua! Mihaela! Acesta este pe numele dumneavoastră, nu-i așa? Mihaela! Da! Bună ziua! Virgi! Prenumele dumneavoastră este Virgi, nu-i așa? Da! Relaxați-vă! Nu vă doar mult. Ciudat cum toți oamenii ezită când e vorba să spună bună ziua unei mașini. Vi se pare și dumneavoastră bizar să-mi răspundeți la salut? Nu, 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 deloc! Ba da, vi se pare totuși bizar. Dar știu ce vă blochează. Sunteți blocați întrucât pentru un moment aveți impresia că eu nu am nume. Dați-mi voie deci să mă prezint. Mă numesc Fericire. Eu sunt cea care vă va ajuta să redeveniți compatibili. În consecință, eu sunt cea care va face astfel încât Fericirea să revină în viața voastră. Deci, Mihaela, poate veni și eu puțină tandrețe sonoră? Bună ziua, Fericire! Virgi! Spune, Virgi! Virgi! Spune, Virgi! Ai încredere în mine? Da! Uite că lucrurile sunt pe calea cea bună. Pot să trec acum direct la subiect? Sunteți gata? Mihaela? Da! Virgi? Da! Deci, am să vă scanez de puțin, foarte repede, ca să văd dacă spuneți cu adevărat adevărul. Deci, Mihaela, încercați să pronunțați cu voce tare fraza aceea care este tot frământă în mintea dumneavoastră. Dați-i drumul. Mihaela. Să o auzim cu toții. Mihaela. Nu, nu pot. Nu, nu. Doveți ușor în felul acesta. Mihaela. Nu mai iubesc pe prostul ăsta. Mă gasează, mă enervează de tot. Încerc să deschidă gura. Nu trebuie să știu tot ce vreau să spun înainte să vorbească. Sunt un fan bun de drumoare. Sunt un cuvânt amuzat cu o reflecție inteligentă. Bune, că până și copiii noștri. Filmate înaintea intrărilor în sala de
restaurare emoțională. Și a venit după, destinse și fericite, după restaurare emoțională. Nu sunteți, deci, primii care solicită acest serviciu de restaurare emoțională în mod protejat. Așa cum puteți constata, revenirea la fericire este posibilă. Și știți de ce este posibilă? De ce? De ce? Virgi. De ce? Revenirea la fericire este posibilă pentru că ea și-a nepăsăriul în voi. Ea, fericirea. Pentru că la început v-ați iubit totuși. Și este adevărat că la început ați fost fericiți, nu? Mihai. Sunt fericit, oameni buni, sunt fericit
frumoasă. Omul cel urât la suflet, mic și zbârcit, care îmi pute limba maternă când deschide gura, nu vede un omul și frumoasă. Nu e de mirare, de altfel, că de o vreme cuvintele se întâlnesc singure, în afara omului, pe ascuns, ca să-și spune ce au de spus. Omul cel scurt și cel bun, în orice caz nu vede cum cuvintele ei s-au desprins de pe limbă și se întâlnesc singure la mare depărtare de om, povestind povești ce nu mai au legătură cu omul, povestind poveștile în sine ale cuvintelor. Cuvintele povestesc de o vreme povești pentru cuvinte. Pentru cuvintele născute din om, dar care au fugit de la om. Numai cuvintele mai știu să asculte astăzi povești. Numai cuvintele mai pot înlocui astăzi omul. Numai cuvântul om mai poate înlocui astăzi omul. Aici este sau zace sau
poetul William Shakespeare, nu dramaturgul, poetul, înainte de orice un scriitor trebuie, după părerea mea, să aibă un fel de contact cu acest mister care este poezia. Ce mă privește, i-a început repede, ea s-a epuizat la un moment dat după câteva volume, dar teatrul meu a împățișat-o din plin și de altfel nu concep o piesă de teatru fără o dimensiune poetică. Aș spune însă că în viața mea am avut întâlniri cu foarte mulți poeți sau cu foarte multe forme de poezie. Iar în acest spațiu ați observat în holul acestui edificiu unde ne simțim atât de bine, de fapt, și care ne impresionează puțin solemnitatea sa, ați văzut o expoziție de gravuri și desene. Am vrut împreună cu Ioan Cristescu să revocăm pe un poet, un alt tip de poet, un poet care ne-a marcat mult, care ne-a plăcut mult, care ne-a impresionat mult, este graficianul pictorul, artistul Iuri Isar. Tocmai pentru că poezia creează mulți între oameni, între trecut și viitor, între lume și de lume, între viață și noapte, am vrut ca acest poet să fie aici, pentru că l-a plecat dintre noi. Cu multă suferință, nu de mult, dar tocmai că timpul nu contează, opera sa este impresionantă. Acest poet care se numește Iuri Isar, prin linie, prin gestul, prin faia de hârtie, prin maniera de a capta emoția lumilor pe care el le construia, faptul că a fost un foarte mare pedagog, lucra pe cu copii, a fost profesor la Antonița, după aceea a fost profesor de scenografie la Academia de Teatru, era un om care explora poezia printr-o extraordinară de vastă paletă de tehnici, pornind la gravură, este un care m-a învățat și pe mine să scrijelez pe o placă de altfel. Cine ajungea în preajma lui, începea să deseneze sau începea să creadă că și el are, știu eu, forța de a pune în mișcare linii, de a face opere grafice sau de a desena sau de a crea alte forme decât cele date de cuvânt. Acest om care ne-a plăcut atât de mult și care ne-a învățat atât de multe și care era un om transfrontalier pentru că aceea se construiască proiecte, să pună împreună oameni, artiști, îi puteți admira câteva, o selecție dintre gravurile sale pe care eu le consider tortura de poezie, tortura de o poezie pe care eu o și compar într-un fel cu ceea ce iubesc cel mai mult în demersul poetic, parabole, uneori ceea ce desena el era o adevărată scenografie care eu aș putea să construiesc piese de teatru. În cursul vieții mele însă am avut multe contacte cu oameni fascinanți care m-au împins spre înțelegerea lumii prin poezie. De altfel, poezia a fost pentru mine un fel de prim limbaj secret cu care am început să înțeleg mai mult decât puteau să mă învețe profesorii, manualele, chiar romanele, chiar științele exacte și inexacte. Poezia a fost întotdeauna un fel de legătură de chei, tortura de chei și la un moment dat, cu una din chei puteam deschide totul. Din acest motiv am și scris, încercând să ofer altora chei. Îmi amintesc de pildă în orașul meu natal, cel mai poetic, cum să spun, lucru, stare, ființare, acțiune, situație din oraș, era o cale ferată. A fost prima mea scenă, prima mea, cum să vă spun, mirare poetică. Am și ani de zile când eram copil, calea ferată din Rătăuț, care traversează orașul 2 și inclusiv cimitirul 2, era pentru mine un spectacol poetic care mă ducea fericit. Mergeam să văd cum trenurile care tăiau efectiv volau prin mijlocul orașului, pentru că așa mergea și calea ferată. Sau de ori mergeam să văd cum trec trenurile prin mijlocul cimitirului. Era impresionant un decor absolut extraordinar pe care îl văzeam foarte poetic să treacă acea care ferată pe lângă morți. Intrata și în stâmbi erau mormintele și pe acolo trecea trenul spre cumna de mai multe ori pe zi, un aletiști. Câtă poezie deja am scris acest text, câtă fericire în această formă de poezie involuntară care a fost orașul meu. Am scris foarte multe texte când eram
adolescent și licean, plimbându-mă pe acea cale ferată pe care o considera maxa de simetria lumii, iar în urmă dădeam de secvențe absolut alucinate din câte când venea câte o mormântare și trebuia să treacă din prima parte a cea din doua, mergeau cu cei așa. Și pe aia se uitau să vedea că nu trece trenul. După aceea se deplasau în partea cealaltă și, într-un fel sau altul, trenul tăia în două universul trecând în orașul meu, Adam. Acolo cred că m-am impregnat eu de foarte multă poezie. Când spun însă poezie, nu pot să nu evoc și să-mi amintesc anii petrecuți la București. Generația mea poetică a reprezentat pentru mine enorm de mult. Acum că aproape că aș spune, fac parte din memorie istorie literară, că nu sunt că istorie literară, anii petrecuți la București, când credeam în poezie cu o forță extraordinară, când credeam că poezia poate face tot, că poate demola totalitarismul, poate da răspunsul, că poate locui sau deveni o alternativă la ideologia oficială, că prin poezie ne puteam bate în joc de toți imbecilii care ne conduceau atunci, care ne făceau viața amară, că poezia putea deschide frontierele, că prin poezie puteam dărâma o lume și construi o alta. Poezia a fost pentru noi, cred că și colegii mei de generație sunt de acord cu mine, o imensă formă de energie și, în așa știm, o imensă formă de socializare. Ne-am cunoscut unii pe alții mai bine citindu-ne poeme zi și noapte, deja în fiecare lună, cea de luni, dar de câte ori nu plecam așa, un fel de caravană prin țară, ca să citim poezie. Niciodată în viața mea, poezia n-a avut un rol mai mare decât în anii cea de luni, între 1976, când am venit eu la București ca student, până la interzicerea cea de 1985 și chiar mai târziu, i-a continuat să fie o imensă formă de demolare a tuturor, știu eu, convențiilor, formelor de confort intelectual și mental, rigidităților și absurdităților din lumea în care trăiam. A fost un șoc pentru mine când am ajuns în Franța și am descoperit că poezia nu avea niciun rol. Adică, dintr-o țară în care poezia era totul, am ajuns în 87 și după aia am tot umblat pe căile poeziei, am și publicat poezie în Franța și tradus de altfel la câteva volume, niciodată n-am mai avut sentimentul acela că poezia era o armă, o grenadă, o bombă, un cod de descifrare a tuturor, de deschidere a tuturor seifurilor. Niciodată n-am avut sentimentul acela de importanță socială ca atunci când scriam poezie în anii ce ne-am de luni. Eram sigur că eram un tip societății lumii, universului, scrie poezie. În Franța, poezia este o întâmplare care ține de grupuri discrete, de mici confrerii, de poeți care se întâlnesc, care discută. În niciun caz, marele public nu se interesează de poezie. Oricum există poeți care se impresioneze o țară întreagă, cum era cazul România, cu Nichita Stănescu, chiar cu Adrian Băunescu, cu Marin Sorescu, chiar. Erau poeți care se adresau într-un fel unei mase de oameni. Probabil că ultimii poeți din Franța care, într-adevăr, au avut o funcție critică socială, sunt, știu, Prévert, care au devenit și poeți cântați după aceea de tot felul de artiști, dar, în rest, poezia este un gen discret. Face parte din spațiile de laborator, de subtilități culinare, de... nu are un rol social. Sigur, poezia topită în alte forme de expresie literară, de la există un mare dramaturg, Valerio Marina, care transformă limba franceză atunci când el se adresează de pe scenă publicului, poate, într-adevăr, impresiona mii și mii de oameni. A fost un exemplu extraordinar pentru mine să văd că în Franța un dramaturg care este în același timp poet reușește să transmită mai multă poezie publicului prin teatru decât poeții prin volumele lor. Acum câțiva ani, acest Valerio Marina a fost invitatul de onoare al Festivalului de Avignon, avea spectacolul din Curtea de Onoare a Papilor și pusese în sușice acolo un text poetic al său, în care decortica limba franceză și care își permitea extraordinar de multe jocuri și de explorări poetice. În fiecare seară avea în fața sa 2000 de spectatori.
Timp de 10 zile am văzut poezia acestui om, Valeriu Valina, fiind aspirată, absorbită, laudată, savurată de câte 2000 de spectatori în fiecare seară. A fost singurul exemplu în care am avut impresia că poezia poate să-și recupereze rolul de a marca spiritele. Și de fapt, acum că n-am să vă citesc poeme, am să vă spun ce gândesc despre raportul între artiști și poezie, într-o lume în care suntem supuși unei imbecilizări industriale, industria de divertisment, societatea de consum, transformarea omului în cetățean, prin toată această presiune a limbajelor publice, că sunt limbaje cinematografice, limbaje, știu eu, de altă natură, poezia este totuși, îmi dau seama, o formă de rezistență culturală. Adică, până la urmă, în Occident, m-am dat seama că rolul meu era la fel ca atunci, pe vremea Cerului de Luni și pe vremea lui Ceaușescu. Presiunile prin care trece astăzi globalizarea și care este aceea de transformare a creierului uman într-un creier unic care se consume aceleași produse, eventual aceleași produse culturale. E bine, poezia poate perturba acest plan ca să ajungă în teoria complotului de transformare a omului divers de pe planetă în omul unic. Într-o piesă de mea, o replică în care cineva spune că Dumnezeu există cu siguranță că iubește diversitatea. Este citat însă cum oamenii astăzi, fiind diversi, totuși iubesc un singur limbaj cinematografic, care este cel al Hollywoodului. Iubesc din ceea ce mai mult de pildă. În Franța, cel puțin, sunt critici care spun din cauza presiunii comerciale se scrie prost la noi în țară și lucrurile mai mari interesante vin acum din Europa de răsărit sau din alte zone. Până la urmă, îmi dau seama că venind din ce în ce mai des în România, instinctiv încep să mă deplasez dinspre periferie, spre centru. Cred că se produce un fel de schimbare a busolei creativității și din ce în ce mai mult, cu fiecare an care trece și cu fiecare festival pe care îl trăiesc în România, prin vorba de Sibiu sau de alte festivaluri sau de alte întâlniri cu artiști, îmi dau seama că există o creativitate în spațiul Europei de răsărit, tocmai a fost câteva zile și la Chișinău, care este remarcabilă. O creativitate care se exprimă mai ușor, pentru că nu există presiunea comercială, cu o spontanitate care este evidentă, pentru că încă nu a făcut ravagii în gândirea politică corectă și cu o formă de revanșă care este și o formă de energie. Iată, s-a transformat din poezie în analiză socio-culturală, ceea ce mi se pare mie, nu știu, este important. Vreau pentru să vă citesc două poeme. Pentru că vreau să mai omagiez pe atât de colegi și pe generații, cea de lume care pentru mine a fost o școală teribilă de viață, de dragoste, de dragoste, de poezie, de prietenie, de spiritualitate. Colegii mei cred că erau capabili să emită, nu știu, 10 fraze de o mare forță spirituală pe secundă. Atât erau de extraordinari la ora pe care am cunoscut eu și care credeam în poezie. Aș vrea să evoc, printr-o poem, o altă întâlnire care m-a marcat, viața și amicea cu Nichita Stănescu. Pentru mine, el este prototipul poetului care arde. Francezii au vorbă, artistul ăsta, spune ei, arde ca lumânarea atunci când se aprinde la ambele părți, la ambele capete. Nichita a fost un om care a ars în felul acesta. Niciodată l-am recunoscut un om care, care emana poezia din el, orice spunea se transforma în poezie, gesturile sale aveau metafore în el, aveau un spirit și un fel de har, orice se spune, deși nu l-au cunoscut mai bine și poate în împrejurările care merg atât de poetic, pentru mine a fost un om uluitor. Expresia însuși, însă așa, poetul care arde pe poezie, care își termine ciclul după 50 de ani și care după aceea rămâne în memorie, dar și în transformarea limbajului. Cred că Eminescu pentru mine după Nichita Stănescu, după Eminescu, pentru mine rămâne al doilea mare creator de limbaj din limbaj poetic. Mi s-a întâmplat odată să fiu la el, prietenii mei de generație, eram un
modest privitor al spectacolului pe care îl prezentați de zi, noapte de noapte, de altă Nichita. Și eram sigur, sigur, și veneam la ea de destul de des, îmi spuneam, imposibil ca omul ăsta cu care trăia într-un fel de lume, de dincolo, să ne și știe pe lume. Uneori îmi spuneam, nu se poate, suntem aici 15 persoane. Nichita primea pe toată lumea. Îmi spuneam, oare el îi știe pe toți, mai ales pe unii îi știa mai bine, pentru că erau mai des la el. Și la un moment dat am vrut să fiu obrazic și am spus, tocmai vedusem la a doua mea carte, Orașul Posibil Locuitor, am mai putut la 28 ani de vot că și-a spus Nichita. Spune-te, uite, sincer, din toți cât sunt aici, 18 persoane, numai pe mine nu știu cum mă cheamă. La care Nichita spune, nu prea știu, te cheamă Matei Mișnic. Dar zic, Nichita, hai, recunoaște, ți-am dat cartea cu câteva zile, recunoaște că n-ai deschis-o și n-ai citit Nichita. Ba nu, zice, am citit. Și zice, mă și plăcut un poem. Ba nu se poate spune. Arată poemul. Foarte bine, zice. A deschis cartea. Și mi-a citit atunci Nichita acest poem. Care sună cam așa. A fost găsit un mort. Pe lanul de viu a fost găsit un mort. Un mort înalt, cu mâinile subțiri. Din buzunarul său au căzut de altfel și câteva țigări mesite. Cei doi tractoriști s-au așezat obosiți lângă trupul vigoros al mortului. O vreme l-au privit în tăcere, strivind oameni de grâu între măsele. Mai apoi s-au întins cu fața în sus, au privit cerul mai atent ca oricând. La urma urmei spuse unul dintre ei, și-a mai ales la mine viață. Nichita mi-a știut poemul acela, în fața acelei asistențe care, bineînțeles, crevenise ca să asculte. Și nu se știe niciodată dacă a deschis întâmplător cartea în acest poem și l-a citit pe loc, sau chiar că-i plăcut. Dar mi-a făcut așa de bine să-mi citească poemul el, vocea lui, acolo, în acea seară. Sunt momente extraordinare pentru și viață și bine că nu știu dacă s-a deschis întâmplător cartea în acest poem, care nu este Nichita Stănescean, este un poem mai degrabă vișnecian, pentru că este o mică narațiune. Dar zis că viața mea de la întâmplări au marcat celebrul poem Corabia. A devenit celebru pentru că, de fapt, Nicolae Mărăscu mărturisește în istoria sa literaturii că în 1985, după o seară de lecturi din acestea, pentru că anul Cenaclis se termina totdeauna prin iunie, înainte de vacanțele de vară, cu o seară care fiecare citea cea de luni, ce voiam? Un poem. Și în acel an, fiecare a citit un poem, iar eu am citit poemul Corabia. O seară părea, asta spune Manolescu, în istoria literaturii, a fost pictătura care a lansat paharul. Conducerea supremă de sus, care era invizibilă, dar totdeauna avea câteva antene și la cenaclu, a fost atât de iritată de poemul meu Corabia, încât în toamnă n-au mai permis deschiderea cenacului de lui în forma cunoscută cu Nicolae Mărăscu, fruntea lui, la Casa Preoteasă. El a continuat sub o altă formă la cenacul din Tei, condus de a prelua ștafeta Mircea Iorgulescu. Dar vreau să vă citesc acest poem, Corabia, poate îl știți, în orice caz, pentru că îmi dau seama totuși ce imposibil eram, adică eram imposibil de cenzură. Iar poemul ăsta, care nu e vorba nici despre parte, nici despre partid, faptul că a ereditat atunci atât de tare, face mare plăcere că a ereditat atunci pe cei care s-au simțit iritați. Corabia. Corabia se scufunda în cer, noi ziceam, și ce dacă se scufundă corabia? Și mai ziceam, orice corabie se scufundă într-o zi și ne strângeam mâinile, ne luam rămas. Dar corabia se scufunda atât de cer, că după 10 zile, noi cei care ne-am dat mâinile, încă ne priveam rușinați și ziceam, nu nimic, asta e o corabie care se scufundă mai încet, dar până la urmă se scufundă, iată. Dar corabia se scufunda atât de încet, că după un an încă ne era rușine nouă celor care ne-am dat mâinile și fiecare dimineață ieșeam unul câte unul, măsuram apa, nu mai mult, se scufundă încet, dar sigur. Dar corabia se scufunda atât de încet, că după o viață de om, încă mai ieșeam unul câte unul și priveam cerul și măsuram apa și scrâșneam din dinți și spuneam, asta nu e o corabie. Asta e o
Asta e trecută. E bine să se poemă. Imaginați-vă că am reușit să public până și în revista Convingeri Comuniste, care era revista Centrului Universitar București. Totul era posibil. Cenzura ăsta nu făcea față subtilităților noastre și capacității noastre de a le strângura printre, știu, meandrele cenzurii. Sigur, acest poem, la care zic foarte mult, e tradus în franceză și merită să vă povestesc această anecdotă. Mi se întâmplă să am câteodată lecturi sau intervenții licee în Franța. Și am citit în fața unor adolescenți, undeva într-un oraș, mai știu unde, și mi-am întrebat, ce vă spune acest poem? Ce părere aveți voi? M-ar interesa să știu voi, ca să spun acest poem, despre ce vă vorbește el. Și de-aia s-a ridicat o elevă, deșteaptă și a spus, și pas că sunt un poem ecologic. Cum să nu fie un poem ecologic? Că dacă astăzi se scufundă toată planeta, atunci ne așteptam scufundarea sistemului comunist, dar scufundarea în acest moment e plecată bine, adică dacă mai lucrăm așa și mai continuăm acest model, o scufundăm de tot. E bine, poate să vă citesc un poem mult din ca o profesiune de credință. În ultimul meu volum, care 5 cu totul, ultimul se numește La masă cu Marx, am un poem în care cred că gândesc, cred că am pus să gândesc în el ceea ce gândesc acum despre artist. Despre artistul care nu trebuie niciodată să se așeze, să se instituționalizeze, să se manierizeze, să afle un adevăr, că trebuie tocmai să provoace căutare de adevăr. De fapt, poemul se numește Căutătorul de aur pierde tot. Căutătorul de aur, când găsește aur, pierde tot. Nimic mai dureros, mai nefast pentru căutătorul de aur decât să găsească aur. În momentul în care găsește aur, căutătorul de aur simte o durere în sânge, mâinile sale paralizează, gesturile sale rămân suspendate, ființa îi se evaporă. Când găsește aur, căutătorul de aur nu se mai recunoaște de sine însuși. Nisipul îi fuge de sub picioare. Viața îi se despică în două ca o prăpastie. Chiar și când se preface că nu a găsit nimic, chiar și după ce aruncă pepita de aur înapoi în inima torentului, căutătorul de aur știe că viața sa nu mai are sens, ci că în fața îi se deschide mintele vinovăției. Asta este poemul în ce vorbește, pot să vă asigur că n-am găsit aur și sper să nu găsesc în continuare. Marea mea plăcere este să caut aur și, de fapt, cred că toți cei care suntem aici iubim, fie arta, fie literatura, fie că suntem artiști, marea misiune este să cauți aur. Îi mulțumesc lui Ioan Tristescu care se lansează în astfel de operațiuni. Asta este un preludiu teatral, sociologic al acestui festival, care mi se pare atât de important. Să reunești poeți, să reunești poeți, să veniți din străinătate, să creezi cunți prin poezie. Și mi se pare în continuare că România este o țară în care poezia are o importanță, o anumită importanță. Chiar dacă avem libertatea, chiar dacă se construiește ce se construiește, ceva cu vibrație, că citesc în continuare poezie, văd că lume scrie și publică, și dacă rămânem o țară care crede poezie, nimic nu este pierdut. Să ne vedem cu bine.
Vă mulțumesc și vă. Iar pentru că am avut câțiva studenți de mei, Alexandru Mare, să rog să vină într-o zi la facultate la mine și chiar în cursul de istoria teatrului, să-i provoace puțin să-i întrebe de ce vor să facă actori. Mulțumesc!